Vesco vine ăla. Ce there's nothing here for you? Ce vezi tu? Hey, nu-i nimeni, ți se pare doar. Ia, veniți voi, ia, mergeți așa ușor, ușor. Exact. Exact. Nu, nu mai ataci odată ce a făcut 20 din ăla dubios. Nu. Hop. De acum că vrea să atace cu mătru. Dar sunt înconjurat, ești conștient de asta, nu? Uța! Oh, iar o să fie o luptă de aia lungă, fiți atenți. Fiți atenți la asta. Hop. Dai, continuă combo. Bun, cu bloc. Acum trebuie să-i dai, că i-am spart garda complet. Oh, cred că suntem bine acum. Bă, am reușit să-i batem, frate, dar nu înțeleg. Deci unul l-am luat prin stealth, prin knockout, pe ăștia așa. Și mai trebuia să fie unul. Asta e problema mea. Băi, e greu rău de mastered combat-ul, frate. Adică, de exemplu, eu aproape că... Mersi, kill, ieși în rasa ta. Aproape că uit de pe o zi pe alta. E foarte time-based. Adică cel puțin eu pot să mă bat. Bă, mă uit la unii, fac niște chestii și mă uit la tutoriale. Gendalea să îi dau... Când blochez, să-i și împing în spate. Bă, nu-mi iese niciodată, mă. Mă, dar niciodată. Pick up. Și asta, pick up. Ia tot de pe ei, mă, tot. Că astea scumpe ce au bandiții ăștia. Să punem imediat pe căluț, dar trebuie să vorbim cu tipa respectivă. Bun. Am luat și armurile de pe tovarăș. Unde-i mă asta? Talk to Esther. La B. Mamă, dar-s deja atât de greu. Hai să punem din ce avem noi pe cal. Ce putem să punem pe noi de neîmbunătățește stats-urile. Ăsta e bun. Stai puțin, păi stai că nu înțeleg. Ok, deci asta e cel mai bun. Nice. Și nici nu mai face vizibilitatea iurea. Kai. Asta mai luăm pe noi. Mamă, și asta. Bun, bun, avem loot bun azi. Momentan că nu mai e nimica mai bun. Asta. Ia dai, uitați-vă la preotul ăsta războinic. Așa, acum că, deci cât de interesant e, cam rob asta de preot pe mine. Multă lume din oraș când trec pe lângă ei, mă ia cu, o, domnenea părinte, ce faci domnul părinte, bă, mă ia gen, bă, tu n-ar trebui să fii la biserică cu dalea. Și se pare foarte tare. Ok, gata, acum înseamnă că restul putem să punem pe căluț. Asta mai vreau pe cal, asta. Pac, toate chestiile astea și astea și astea. Ce ăsta zice, că your horse can't carry anymore. Are you fucking kidding me? Cum adică? Da, așa cum ai coai, nu? Cum, vreau alt cal, ești nimic, vreau mai repede să cumpăr alt cal, cum să nu poată să poarte toate astea? Uite și tu câte are, că nici măcar n-are multe pe el. Sau ba da, are câteva și el. Inventory. Ok. Urgent trebuie să mergem undeva unde putem să vindem astea. Asta o să facem clar după acest video. Un loc. Mă, fata, am venit să te salvez. They won't hurt you now. However, did you find me? Florian told me where they took you. Da, jegul ăla. Ehe. And it turns out he's a villain and trebuie să mă cunoști pe mine înainte. This whole time he knew where I was. Da, dar m-a trimis pe mine, e normal, nu? It's not Florian's fault. I would have tried to rescue you immediately. For Christ's sake, shut up. You're right. Hai să fim pe, facem pe gentlemanul galant. Exactly.
Exactly. What a we should probably set off. Go on your own. I'll go with you. Seizic? Păi, n-am chef să merg cu tine odată, înțelegi? Sau mergem okay, cu ea? Hai zi ce se întâmplă. Aha, merg amândoi. Bine, mi-era frică că trebuie să merg pe lângă ea, pe jos tot drumul până în oraș de acolo. Eram la mama naibii. Uitați-vă și voi unde sunt, unde eram. Ok. Hai să-l confruntăm pe nemernic. Bă, trebuie să ne descurcăm mai bine la combat cu mai mulți inamici, că e belea, frățică. Ok, ajuns în orășelul mare. Unde avem noi side quest-ul acum, direct la nebunul ăsta. Fiți atenți. Ha, acum le zici pe toate, că nu mai e scăpare. Te-am adus Gagica. I found that Esther of yours. I know. That Esther of yours. How can I ever thank? By telling me all about the goings on with Rapp. They found me in the tavern one evening. Caught me when I went to the ship pile. They started to badger me about working for them. They? Yes, Rapiter. And a night they called. And then da, ăștia trebuie să-i găsești, că ăștia sunt dinamicii noștri principali. They explained what they wanted from me, and I told them to sod off. I'm guessing that didn't go down too. It wasn't all that bad. They just threw me on the dung heap and left. I thought it was just a drunkard's joke. Nah. Where is Rapota? Da, vreau să știu unde e jegul ăsta. He's usually wherever I am. What does that mean? He watches me. Everywhere I go. Everywhere I go. Home, he sits on the bench in the square, watching. So he's there now? Hard to say. Mamă, ce tactici de pe vremea aia, n-asta de intimidare. Buying supplies. All right. At least I know where to start. And you go to work tomorrow. asta, de chiulea de la muncă. Am aflat să închisesc. Because we have to lure him out. And besides, your master will surely be glad to see you. I have my doubts. Why didn't you say anything? Dar chiar sunt curios de chestia. At first I took it for a bad joke. And then... Asta că oamenii oricum... În situații de genul nu zic nimic în ziua de azi, mai dar atunci fără poliție, fără tehnologii de prindere, fără... Greu. Greu, tovarășe. Ai! Ce avem noi acum? Ne arată quest-ul nostru principal, ce trebuie să facem. Bă, s-o tot side ne-a dat? Stai că nu înțeleg. Quest log. Courtship. Go... And Sitarissa, main. Find out who in Sasau works with copper. Find Rapota. Puta! Aha! Fiți atenți că l-am găsit pe nenorocit. Deci, pe fotoloul ăla de mai devreme care și-a dat prietena o statecă, îl urmărea dubiosul ăsta. Ăsta-l tot amenința. Fiți atenți la el. Ia vin un coace Rapoto. Raputa! Rasputa. Are you Rapiter by any chance? Cât m-am chinuit să dau de tine, nu mai scapi. Do we know each other? No, but I'm hoping to change that. Well, it'll only take a moment. Exact. All right then. I know that you spy on Florian. I know you. Te dau verde în față, mă înțelegi? Nu încerca să o dai la îndoială că te joc în picioare. Dacă m-am chinuit să te găsesc. Exact. Now tell me where they work. Of course. That will be the best solution. So? Ce răspuns? Let's leave it for another time. Ce? With a bite to eat. Poftim? Stai așa. Exact. No, I give up. Bine, n-ai bine chiar aici, nu ușa asta. Are you ready to talk? I will. În sfârșit a funcționat jocul, odată bugurile au funcționat în favoarea mea. Don't worry. Your master won't be punishing you for betraying him. You're both gonna have too many other.
It's in the Scarlet Mines. Hey, I'm showing side quest pe acolo. On the eastern side of Scarlet's Hill, there's an abandoned mine gallery. Well, it used to be abandoned. Now there's a small camp in front of it, and the workshop is... Who is your lord? Care-i lordul tău? Of Ronoff. That's what he calls himself, although Ronoff... What happened to it? Eu știu de el, că eu de acolo Ronoff sunt. Used to belong to Vincent, Count Lichtenberg. After his death, it fell to Margrave Jobst, and he had it pulled down. He knew full well that Vincent's vassal would resist him. Why? Everyone knows that when a lord dies without issue, the king can confer his estate on whoever he pleases. But Vincent had descendants. Ronoff only fell to the Margrave because he declared them all illegitimate. All because Vincent had refused to fight for him against Sir Ježek led a revolt of the vassals. But Jobst rounded them all up. Only Sir Ježek got away. Since then, he's become the scourge of the domain. Scourge. Who are you, anyway? They call me Rapota. I used to be the executioner's henchman in Brno. And how did you come to be serving Sir Ježek? I helped him escape from prison. If I was going to serve anyone, better Sir Ježek than the executioner. So you saw being a brigand's henchman as a step up in the world? I thought if things changed and he stopped marauding, he might get Ronoff back and take me into his service. Well, after this little escapade, you can forget about that. You'll be lucky if you don't end up swinging on the gallows. It's all the same anyway now. I've betrayed... Direct acolo te duci. So who's Sir Ježek working for? Don't tell me he just took it into his head one day to start forging coins. That's exact. For me to know. Vreau eu, eu sunt, dacă tot sunt detectiv, sunt detectivul ăla, jumecher, mă duc direct la cap. We were often guests in the monastery, but I slept in the hayloft, so hayloft. I heard nothing. And apart from that? In the camp, you'd occasionally see a Hungarian nobleman, but I don't but know, don't what, know he what he was doing there. Okay, Ungar, deci semne de... eu deja am și uitat numele. Sigismund. Yes? I don't want to hang. It's a horrible death. I prefer you just kill me here. Your dungeon is waiting. An honorable death. No chance. La mine cu tortură, prietene. And the sort of punishment a counterfeiter deserves. Don't worry. In time, you'll be glad of the gallows. Direct la pușcherie cu tine că ai încercat să fugi. Vezi, dacă nu încercai să fugi, probabil că te lăsam... Să mergi în pace. Bun, ne-am făcut treaba de... În sfârșit am băgat și noi unul la pușcărie. Asta e un first pentru noi în acest joc. Ne facem treaba de detectiv cum trebuie. Cred că o să zic să vedem, să investigăm care e faza la minele acelea. Noi o să ne vedem pe episodul următor. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să lăsați multe, multe, multe like-uri. Să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă. Și ne vedem pe episoadele următoare. Pace!